Pentru că v-a plăcut atât de mult primul episod cu Brawl Stars, am revenit direct cu al doilea episod și din câte am înțeles astăzi, când priviți voi episodul, vom primi un nou brawler mitic numit Miko sau ceva în genul acesta, pentru că dacă dau aici pe shop și mă duc la cadouri, aici mie în 15 ore îmi dă ziua a treia, deci probabil o să filmez astăzi. Momentul în care deschid cadoul din ziua a treia și sunt curios dacă primesc sau nu brawlerul. Pe lângă asta, astăzi neapărat o să ne pice un nou brawler, ok? Aveți încredere în mine, dacă nu-mi pică, îl cumpăr eu pur și simplu, pentru că am observat că pot intra aici, dau scroll și pot să cumpăr efectiv orice brawler. Dar să sperăm că nu este nevoie să cumpărăm, să sperăm că o să ne pice, pentru că facem multe opening-uri, bag și bani, facem de toate, doar să fie în continuare like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelu și bineînțeles noul merch îl găsiți pe nocivano.ro, colecția oficială de iarnă cu de toate, de la tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele pe nocivano.ro, inclusiv acel ursuleț mirobolant de Crăciun pe primul link din descriere. Creu vă arată să dați și voi un like și am observat că am ceva la inbox. Astea sunt vechi. Ok, îmi dă 100 de puncte din alea și aici îmi dă din 10 brawl boxuri. Aha, mi le-o deschis, ok. 388 de coinuri. Îți dai seama de cât timp n-am mai jucat? Oi, oi, oi. De acum 756 de zile am primit aia, de acum 1000 de zile asta. Da, ok. Ce aș vrea astăzi ar fi să iau brawlerul din Brawl Pass, dar nu cred că reușim, că trebuie să joc destul de mult. Să luăm pe Charlie, cred că așa îl cheamă, și văd că la final primim și un skin pe Charlie. Dar până una alta, hai să luăm toate chestiile pe care le avem pe aici, că de ce nu? Ia, 160 de puncte, deci putem da upgrade cu ele. 70 pe 8-bit, 45 pe 8-bit. Mă, s-ar putea să-l deblocăm pe 8-bit. Let's go. Fără gemuri, fără nimic. 335, 640 de coinuri, 160 de esențe din aia, cum s-o numi. Vă mulțumesc enorm pentru fiecare sfat pe care mi-l dați. Scrieți-mi, vă rog, puneți-mi minutul și ziceți: Nocivane, aici trebuia să faci așa. Nocivane, aici să știi că mai nou este așa. Pentru că o să citesc toate comentariile și chiar vreau să mă reînvăț să joc Brawl Stars, să știu toate chestiile. Hai mă că... Da, luăm pe 8-bit. Let's go! L-am luat pe 8-bit. Deci primul nostru brawler pe ziua de astăzi, 8-bit, o să și joc cu el. Let's go. Opa. Și acum dacă strâng punctele alea, îmi dă următorul pe gas, cum l-o chema. Bun, luăm 600 de bănuți, 640, 1600 bănuți din ăștia, 185 esență din asta, 160. Și avem pe gas ăsta 215, deci suntem la jumătate. Și fii atent că încet încet, dacă nu, astăzi deblocăm 2 brawleri pe puțin. Pot să dau 40 de gemuri, nu vreau să dau acum. Hai să vedem, avem și ofertă pe shop. Văd că mi-apare pe aici. Pot să iau cu gemuri, să le iau pe Sam sau pe Ash, dar o vom vedea noi. Ăștia nu știu dacă merită Collector's Pack, să-mi spuneți voi dacă merită. Bun, văd că am mai primit niște oferte cu gemuri interesante. 1000 de coinuri. Nu știu, oare merită chestiile astea? Power points cu 59 de gemuri. Poate merită. Și aici avem skin-uri. Bun. Hai să jucăm cu nou brawler obținut astăzi. Îi și facem un upgrade. Mai pot să-i fac un upgrade? Peste un pic. Deci eu, dacă dau esență din asta, pot să fac... fără să mai strâng. Acum mai nou faci direct upgrade-urile. Este că îl facem level mare, să putem să ne jucăm ca lumea cu el. Îl facem un... ia! Am și gadgeturi. Ok. Dar îmi trebuie 1000 de bănuți să dau. Deci fiți atenți, pot să am mai multe proiectile și cu ăsta mă teleportez. Mă pot teleporta la damage booster. Mă, știi ce? O să le iau pe ăsta, să dau mai mult damage momentan. Vreau să facem ceva push astăzi cu al nostru 8-bit, că știu că îmi plăcea în trecut. Skin-uri nu am, nici nu merită să cumpăr momentan. Hai să-i dăm direct, jucăm cu mulți alții, dar nu mi l-o selecta pe 8-bit. Bum, hai să-i dăm pe solo showdown. Știu că cu ultimata spui totemul ăla care îți dă putere mai mare și totodată îți mai dă altceva. Bun, să sperăm că nu laghează sau ceva, pentru că mi-a zis voi din cauza că este update și că de asta laghează. Acum nu știu, vedem. Dacă vedem că laghează, o să încerc să rezolv.
Păi ce face asta? Că l-am bătut, gata. Bine, ai și level mare, mă. Păi ce să-mi facă mie? Piper. Doamne, cum e, mă, cinstit ce se întâmplă aici? Opa, ia uite un alt exit. Băi, frate cinstit. Bun, hai să ne punem noi totemul aici. Bam. Dăm și noi power-up-ul. Ok. Bun, hai să activăm ăsta. Și următorul damage pe care îl dau este mult mai puternic. Aia, bă! Ăsta mă bate. What? Bun, mai dăm o dată. Hai că l-am folosit bine rău de tot. A, mai multe proiectile, mă. Are sens acum. Bun. S-a dus. Da, deci ultim dă power-up. Clar. Hai să activăm tot. Suntem boostați la maxim. Cred că e în bușul ăsta de jos, chiar de sub mine, dar momentan îl lăsăm în pace. Chiar vreau să câștig. O să joc la win-uri. Aș încerca să caut în buș, dar problema este că am activat ăsta, gadget-ul. Mă bucur că vă place mult seria asta. Chiar încerc să dau try hard și să scot content cât mai bun posibil. Să fie multe like-uri acolo și apreciez enorm. Dă un like dacă vrei serie de Brawl Stars. A, salut! Salut, vericule! Ce să facă, mă, săracu Joan? Ok, primul match, prima victorie cu al nostru 8-bit. Trebuie să câștig 15 meciuri. A, dar stai un pic, eu tot fac quest-uri. Și eu nu știu dacă mi-am luat azi automat, bă. Ți le încasează automat, știi? Ca să fac upgrade la Brawl Pass. Bun, hai încă unul. Hai încă unul cu 8-bit. O să joc și cu alți brawleri azi, dar vreau să pușez puțin cu 8-bit. Îmi place să și diversific, să joc cu diversi, plus că mi-este și mie dor să joc cu mai mulți. Ia cum se mișcă, se mișcă atât de în reluare 8-bit al nostru. Hop. Ăsta e mort. Ar trebui să-l omorăm și pe ăsta. Easy. Bun, o batem și pe asta. Dacă are tupeu să o dea cu noi. Ok. Stai un pic că nu e bună. Da. Am băgat un pic aiurea, recunosc. Sincer să fiu, out of nowhere, am chef de Bo. Nu știu. Hai să dăm un match cu Bo, să vedem cum o fi. Oricum vreau să joc cu toți brawlerii pe care i-am, să reînvăț totul, că nici nu mai știu exact ce face fiecare. În linii mari știu, dar știu că Bo parcă cu ulti. Hai că am tras bine dacă e. Deci ăsta dă săgeată, săgeată, săgeată în paralel, așa una lângă alta. Bun, cu ulti parcă pui ceva trepuri, ceva în genul ăsta. A, deci de jos în sus. Ok. Este că l-am ajutat pe ăsta. Bun, i-am dat bine acolo. Ăla e Carl sau cum îl chema? Nici nu mai știu. Stai să-mi iau și eu regenul. Ok, cine-i Bila aia? What? Stare deja power 3. Hai că am tras, am crezut că trec. Bun. Perfect. Hai, mă. Bine, frumos. Frumos, l-am bătut bine pe Carlito. Ok. Cristiano Ronaldo, ia uite-l. În cine dau eu, e întrebarea, uite-n ăsta. Ăsta pare că nu-i range. Hai că nu-i. Ok. I-am dat bine. Ce fac eu, mă, cu ulti? Ia, să arunc și eu asta. Hai, pur și simplu o bombă. Ok. Bine, frumos, frumos cu Bo. Let's go, let's go, let's go. Hai, mă. Opa, nu pot să cred că o luat ultimata mea. Wow, wow, wow. L-am bătut cu ulti. Bă, cât de frumos a fost meciul ăsta cu Bo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Și avem ceva trofee pe el. Mamă, ce mi-a plăcut. Sincer, mai am chef de un match cu Piper. Chiar dacă am investit iar o... Ia, Star Power Unlocked. Bun, let's go. Hai să vedem. A, păi n-am niciun star power pus.
Trebuie să cumpăr tot. Am bani, dar nu pentru pentru Star Power ăsta jmecher. Dar poate dacă mă duc eu, ia să vedem, pe shop, eventual să bag ceva bani în coinuri, aș spune eu. Uite, 1000 de coinuri aici. 1000 de coinuri. Bun, pe o să cumpărăm 1000 de coinuri, să putem cumpăra Star Power Schmecker pe Piper. Dă coinurile încoace. Bun. Intrăm la Brawler și unde mi-este a mea Piper? O să cumpăr, ia să vedem, avem Ambush și Snappy Sniping. Ok, pot să dau cu 1000 damage în plus la range-ul maxim dacă sunt ascuns în bush sau mi se... Ok. Îmi încarc mult mai repede următorul hit. No, ăsta-l vreau. Să pot să trag. Pam, 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 pam. Bun, în rest nu mai avem bani acum. Dacă mai strângem pe Piper, aș vrea să... Să o cresc un pic. Îmi place mie așa ideea de a juca pe Piper. Este mai greu într-adevăr, dar e super satisfying să nimerești pe cineva cu Piper. Nu știu, îmi da așa un vibe. Oi, oi, oi. Ok, hai să vedem. Cu a noastră Piper. Ce zice Piper a noastră? Debia aștept. Hai, let's go. Mă, chiar sunt hype să joc Brawl Stars, nu credeam. Ok, am văzut că vă și place. Asta mă face și mai hype. Ok. Hai, mă. E că glumești. Stai un pic, șobolane. Că nu mai râzi tu mult. E, vine asta după noi. Ok. Salut! Una! Ha! Bă, oare chiar se încarcă mai repede? Hit-ul? Uite că nu știu unde s-a pus. Cred că acolo, nu? A, nu, a trecut. A trecut de bush, că am văzut aici. Hop. Una. Hello, hello, hello! Ce zice, mă, Seda? No! Ok, asta a fost aproape. Trebuie să recunosc. Mă, era interesant și să dau hit mai puternic din bush. Chiar era. Ok, trebuie să învăț mai bine să dau cu Piper. Îmi place mie, îmi place, dar... Nu dau hiturile prea, prea bine. Hai că am început. Bun, aproape. Nice, încă una. Ok. Pot să cred că și-o dat ulti. Nu, aici nu prea e bine. Nu prea e bine că am ajuns în late game și n-am mai nimic. Hai să încercăm pe Jessie asta. I-am dat un hit. Bun, perfect, frumos. Nu pot să cred. Uite-te și tu cât de unlucky. Dar oricum, locul 3 e locul 3. Încep să învăț din ce în ce mai bine. Faza e că trebuie să controlez mai bine hit-ul. Dar eu chiar mă simt super bine pe Piper. Îmi place rău. Bun, luăm și noi power-up ăsta. Dacă nu-l fură nimeni, Doamne ajută. Bun, și avem un power-up. Ideea e că trebuie să iau și eu power-up-uri. Că dacă nu, e jale. Bun, altceva acum cu power 2. Nu trebuie să mă bat neapărat de la început. Om, doar două hituri acum la cutii. Da, altceva. 3 power-up. Acum putem spune și noi. Hopa. No, 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 no. Du-te de aici. Wow, 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 wow. M-a prins bine. Mamă, și câta poison-ul. Du-te tu de aici. Mamă, câta damage-ul. Ok, cred că s-o da back instant. Bun, hai să dăm și noi snipe. Hai să vedem pe bull al nostru. Opa, mă, sunt doi aici. Nu pot să cred că am ratat-o pe asta. Hai, bă. Nu, că-mi bat joc. M-am murit acum. Oh, sweetie. Bum. Un hit frumos. Ce faci, bă, ăsta? Acum a venit. Pe ăsta-l bat one hit. Glumești? Doamne, iartă-mă. Hai să te văd, Gabriele. YouTube Gabriel. Azi e că trebuie să-l bat pe ăsta cu power 7 pe Gabriel, că dacă nu, e jale. Bine, frumos.
ce să facă mă Bull? În situația asta ce ar putea face Bull? Ok, o să stea el back, dar cât poate face asta? Am și ulti, dacă vine pe mine, e prea easy. De erori pe aici, bă, deci dacă ăsta mă bate, o să fie insane. Și pregătește ulti. Hai mă. Come on. Bun. Bun. Hai, predictul, predictul, BOOM! Hai mă. No! Cum bă mă bate? M-am bătut singur. Efectiv m-am bătut singur. Nu, nu, nu. Deci se vede, se vede faptul că nu am experiență. Dar vă promit eu că o să rup cu Piper. La faza asta trebuia să bat tot. Adică am jucat, zic eu, decent meciul ăsta. Dar uite-te și tu. Bun. Hai, îi dăm cu Piper ca lumea. Îi bade, îi rup, îi bade, îi rup, vă promit. Deci meciul ăsta e win. Meciul acesta este win. Ok, avem un power-up. Avem power 2. Cineva e aici? E aproape. De ce vrei? Mă parfumezi? Uite-l pe boa acolo, frumos. Ok, l-am bătut eu, dar degeaba că n-am luat power-up-ul. No way. Uite cât timp pierd cu asta aici. Îți dau un predict. Bun. Măcar mi-a și dat power-ul. Nu mai stau să mă bat aici că doar pierd timpul. Mă, ce m-a parfumat ea pe mine. Bum. Hai, te invit. Te invit, prințesă. Aproape. Bun, bun, bun. Hai la bătaie aici. Hop. 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 Aproape, măi. Bă, pe coltul ăsta mai bine nu-l bat. Mai bine ne batem noi aici. Da, ok. Asta e cam nașpa ce s-a întâmplat. Bravo. Bravo. No way, uite-te și tu câtă viață, bă! Blesteme periornitoringule! Bine, mă, Nair! Let's go! V-am promis victoria la limită! La limită și încă fac ceva greșel cu Piper. Bă, dar îmi place rău Piper, mai unul. După aia joc cu alt Brawler, promit, ok? Mai unul cu Piper. Avem și Brawler nou oricum, îl avem pe 8-bit, îmi place 8-bit, bă, dar Piper, nu știu, e pe sufletul meu așa. Bun, hai, dacă și pe ăștia-i bat, let's go. Hai să vedem. Piper time! Ăla doarme, ce face acolo? Bun. Hai mă, serios. A, bine. Ne-am bătut joc. Mă, du-te, mă, de-i, Spike-ule. Te crezi tu tare? Hai să te văd, Spike-ule, hai. Opa. Da, bine, că vine Colt-ul. Bum! Te-ai dus, Spike-ule. Nu te-ai dus? Cum nu te-ai dus, mă? Cum nu te-a bătut nimeni acolo? A, că vine-o după tine. Da, bine că sunteți toți aici. Nu, trebuie să iau pe cineva din margine. Că dacă mă bag în mijloc, mai ales cu Piper... Sunt salată. Nu pot să cred, i-am bătut reciproc. Era prea mult power-up acolo ca să nu mă bat pentru power-up-ul ăla. Doamne, cât de tari sunt meciurile cu Piper. Mai unul, mai unul, chiar ultimul, promit. Ultimul, promit, 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 promit. Gata, hai, după aia dăm alt brawler. Asta chiar e ultimul, indiferent.
Dar parcă vreau să închei cu o victorie, că încet încet deja încep să am mai multă experiență pe Piper. Oricum, episodul ăsta îl facem un pic mai lung. Hai, ce se poate întâmpla? Hai să vedem. Let's go. Hai, mă. Avem un power-up. Trebuie să-l batem acum pe ăsta, că vine cu tupeu. A, nu vine. Se duce opus față de mine. Ai, că am jucat-o. Bun, fuge, că știe ce îi se poate întâmpla. Ah, Macheila. Mă, dar ia ăsta toate power-up-urile. Oamne-i try harder de ăla. Ai, că am nimerit și eu ceva dacă e. Dar pot nimeri ceva aici. Salupem. Bine, sunt pentru tine, ok, am înțeles. Sunt pentru tine, pe miale, doar lasă-mă. Mă, n-auzi. Gata, sunt ale tale, uite, le iau și eu pe ăsta, gata. Păi lasă-mă tu în pace. Oh my. Da, voiam ulti. Hai mă, când s-o pus Pam pe mine, e gata. Ok, ce avem, un spray. A, dar trebuie să le iau din Brawl Pass, cred că, sau... Ia uite, bă, câte nivele am făcut aici. Vezi că ne ducem încet, încet. Ok. Da, Pam, clar, o să mai joc cu ea. Trebuie să mă învăț un pic să trag mai la timp, că ați văzut până pun eu ținta, până nu știu ce. Dar în rest, distrugem tot cu Pam. Hai să vedem cu cine aș vrea eu să mai joc. Deci după trofee sunt acum. Jucăm cu cineva cu care n-am prea jucat. Bă, cred că cu Bea. Aș vrea cu Bea. De ce nu? Dar un meci cu Bea? Hai să vedem. Îmi place că n-am mai jucat de atâta timp și parcă orice brawler mi se pare tare. Aș vrea să mă joc cu toți acum. În momentul ăsta chiar aș vrea să mă joc cu toți. Bun, hai să vedem. Ăsta cu cât dai de mai departe, dai mai mult? Nu. No. Ăsta nu, ok. Dar nu mai știu ce făcea ulti. Perfect. Ce vrea, mă? Broccolo. Ok. Bă, cred că o să-mi pară rău că am ales Bea. Era de un milion de ori mai bine cu Piper. Dar nu știu, le dau poison? Sau ce fac? Îmi seama că nu pot să iau eu power-up-ul ăla. Dacă luam era bine, da. Jale. Ce face ulti, vreau să știu. Ai, dau doar stun așa? Ai de capul meu de Bea. Mamă, de Bibi îmi este dor. Hai să vedem un match. Let's go! Hai, Eddie, român. Sunt foarte mulți români care joacă din câte am văzut. Ne poate mai și pune cu român, logic. Ok. Bun. Ce zici, Carlito? Vrei tu, Eddie, să o dai cu mine? Zici tu că ești bun. Hai mă, du-te de aici, lasă-mă, că am și eu power 4. Lasă-mă să mă simt bine. Bun. Hai acum la scandal. Cine-i mă ăsta aici? Okay. Nu prea bine ce se întâmplă. E, Diro, s-o pus el pe mine. Are el chef de scandal. Nu, trebuie să o joc chill. În funcție de ce campion am, știi? În funcție de ce brawler am. Bun, cred că i-am dat ulti fără să vreau. Bun. Hai să-l vedem pe ăsta. Pe Dino Dino. Burn to die. Azi e că nu știu exact ce face. Aia e că eu nu știu ce face brawlerul. Și dacă mă bag pe el și el are avantaj față de mine. Nasol, că avem amândoi 5 power-up. Ok. Trebuie să mai fie unul aici în bușul ăsta probabil. Clar că aici trebuie să fie unul. Uite-l pe Dino. Îl prind? Nu, îl prind. Și are power 6 acum. Hai bă, dar am dat ulti, dar n-o dădea. Hai, mai vrea unul cu Bibi. Trebuie neapărat să joc cu toți pe care i-am, după care să încep să pușez pe unul sau altul. Din câte am înțeles, mâine apare, adică bine, azi când vedeți voi, Miko, nou brawler mitic, cred.
Bună, să le pot lua pe amândouă deodată. Hai că e OP rău, Bibi, n-ai ce să-i ceri. Deci am două power-up-uri. Trebuie să încerci să folosești fiecare brawler la potențialul lui maxim. Asta e șmecheria. O, mă lăsați-mă, mă, că ați dat 3 pe mine! Bun, se vede că jucam la 300 de trofee acolo, am avut oricum și ghinion. Hai să încercăm cu Carlito un match, să-l vedem. Vreau să joc cu toți astăzi. Să încerc să îi reînvăț pe toți. Ăsta-i șmecher cu bumerangul lui. Că poți să dai hit și când se duce și când se întoarce și cu ultimata te învârți. Tare. A, da, aici dacă... A, se întoarce instant. Bun, tare chestia. Lucas, săracu... Mamă, l-a bătut King-ul instant. Bun, am luat power-up-ul. Asta am și vrut. Bam, bam, perfect. Easy acolo. Bun, mai luăm un power-up rapid aici. Uite-te cât de rapid îl iei. Ai ce să obiectezi. Bun. Și avem power 6. Dacă îl prind la un combo în vârf acolo, s-o dus. E Penny, nu? Ce vrea, mă, Mortis? Crezi că nu vă mai știu numele, a? Să-ți prind un combo ție în vârf acolo. Penny, Penny, Penny. Na. Ce ai făcut? Ia ce fură, mă, Mortis. A, că iau și eu. Avem acolo pe cineva, l-am scos puțin. Ăla moare instant dacă mă bag pe el. Mortis ăsta are chef de scandal cu mine. Ok. Am și ultima, boy. Eu zic să nu-ți oriși cu mine. Că am și ulti. Opa. Ok. Ce-o joacă el, o? Bun, i-am dat hit-ul. Ah! Ok. Nu, fuge, că n-are chef de scandal. Destul de logic, dacă mă întreb pe mine. Mamă, ce se joacă aici, bă! Dar nu a avut răbdare. Ok. Ai, că am dat și eu ulti. Bun. No way! Bine, mă, bine, 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 bine. Mortis avea avantaj din cauza că e foarte agil. Dar l-am bătut. Un match cu adevărat interesant. Bă, îmi plac, mă, meciurile, că try harder oamenii. Adică te fac așa să-ți dai tot sufletul. Bun, hai să vedem cu cine n-am mai jucat și cu cine aș vrea să joc acum. Mă, Pam parcă nu prea... Colt, cred că ar fi interesant să dau un match cu Colt. Poco. Deci vreau un match cu Poco. Cred că îi bat cu Poco de-i usuc. Pare Poco ceva așa mai suport, știi? Dar la puține trofee, bază de rup cu el. No, îi distrug pe ăștia. Vă distrug. Hai să vă văd. Hai, mă, veniți aici. Bun. Ne va dura un pic până iau power-up-urile. Într-adevăr. Perfect. Bun, aici. Deja am power up, power 2. O să am power 3. Bam, easy. Cineva e low aici? Este cineva low, într-adevăr. Se va bate cu Daniel. Aici vin eu easy și am furat tot. Hai, mă, să te văd, hai. Hai, Fernando. Ok, bine, s-ar putea să dai destul de bine, dar... Nu mi-e frică de tine. Okay. Ce faceți, mă? Ce faceți, mă, șobolanii? Ai, mi-am dat prea repede ulti. Nu, mi-am dat prea repede ulti. Dă-i! Bine, la limită. A, era tot un Poco. Nici n-am observat măcar. Let's go, avem Winnie și cu Poco. Ce frumos, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Bă, ce-mi place. Cred că am avansat destul de mult în Brawl Pass. La ce level am ajuns? La 19, oho, păi mai avem o groază până la 30. Să-l luăm pe Charlie.
Dar încet încet ajungem și acolo. Bun, hai să vedem cu cine mai joc. Vreau să mai joc cu... Bă, da, aș vrea un match cu Colt. Piu, piu, piu! Hai cu Coltul. Let's go, let's go, let's go! Coltul dă bine. Doar că trebuie să și nimerești. Cam aia e tot. Cam atât de easy e cu Coltul. Ce vrea, mă, Pain ăsta? Hai că-l nimeresc eu dacă e. Mamă, da, dau bine rău. Stai un pic să îmi intru eu în mână. Ce, mă, că știe asta să dea eschive de m-am plictisit. Hai că-mi fac eu ulti. Asta ce-i? L-am activat. Okay. Hai, mă! Ce înseamnă să ratezi? Îmi bat joc. Bine, mă, bravo, tu, ești tare, câine. Da, am ratat foarte mult cu Coltul, se vede, se vede. Dar mai dăm unul că am început să-i prind un pic mai bine șmecherile. Am și ieșit din ecran, din greșeală. Am dat mis click-uri, dar nu-i bai. Hai, let's go. Îi batem pe ăștia. Aveți încredere. Hai, că știu să sparg asta. Da, mă, potol. Unde fugi acum? Nu mai, nu mai este să o dai. Unde fugi, șobolane? Intru direct ulti pe el? Salut! Ok, asta a fost destul de fun. Bă, nu prea bine ce se întâmplă aici. No, no, trebuie să dai predict practic unde se duce. Am avut un noroc aici că o fost să fie așa. Hai să vedem gadgeturile pe care le avem. Luca Boss. Ce zici, Luca Boss? Piu! Bă, cum se aude, mă, Luca Boss. Ha. Prea fan, Luca Boss. Mamă, ce dă el cu... Cu ce dă? Cu pahare. Piu! Ok. Concentrare maximă, că ăsta ar putea fi meciul meu. Hai, Luca Boss, pe ăsta. Mă, Luca Boss, ce dai în mine? No, 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 Luca Boss, vezi că ce faci tu aici nu-i cinstit. Cheater, pe bune. Au, chiar o durut aia. Am dat acolo un predict, știam că o să încerce să dea. Nu, e greu, mă, să câștig cu Coltul. Mă, trebuie să-i dăm la bull, la bot, am zis. Mă, lasă-mă. N-ai șanse. Ai, ce bine am dat. Păi, ce bun sunt. Nu pot să cred. Bă, ratez eu și ratez, dar și când le nimerez. Bă, ce tare. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Îmi place, frumos. Bun, hai că încep să fiu din ce în ce mai ok pe campioni. Și pe Brawler, în fine, eu le zic campioni încă. Tare. Hai, cu cine vreau să mai dau un match? Mai vreau un match. V-aș mai vrea cu Leonul, nu? Că îmi place Leon. Bun, 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 suntem în match cu al nostru Leon. Ce vrea, mă, Barley ăla? Ia ce fuge el. Dar liniști, șobolane, că n-o dai. Dacă zic că n-o dai, n-o dai. Ce dă Leonul, mă. Bun. Stăm mai să ne încărcăm full. Luăm direct cutia de deasupra. Nu trebuia să dau 3. Stai liniști, Coltule. Stai liniștit, stai liniștit. No, 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 nu încerca, nu încerca. Rosa. Ce zice Rosa, mea dragă? Ah, ok, credeam că rămânem buși.
Bun, bun, bun. Încet, încet se întâmplă lucrurile. Da, din păcate n-am putut face mare lucru. O știu să fugă. Opa. Bine. 3300 viață rămasă, dar își dă regen. N-ai ce-i face. Mai este încă cineva și nu știu unde. Bine, ce frumos. Hai, nu spune că și-o dat ulti. Bun, bun, bun. Ai, că am jucat-o. Bă, ce rău am jucat-o. Uite-mă că dacă mă apropii prea mult mă vede și eu știu să stea. Da, ok, am jucat-o rău asta. Însă mai dăm una cu Leon să îmi iertați păcatele. Practic e al doilea episod după 4 ani în care eu joc Brawl Stars, dar încet, încet îmi revin, promit. Chiar îmi place și chiar o să-i rup. Hai, let's go. Let's go, let's go, let's go. O să joc mai def. Hai, când vine bull ăsta, numai def nu joc. Du-te-mă de aici, mă, du-te-mă de aici, mă, Gabi, mă. Mă, că mă faci să-mi pierd timpul. Na, după ce te vei mai ascunde tu? Sunt curios. Ha, după ce te ascunzi acum, ha? După ce te mai ascunzi, Gabi? Ha, după ce te mai ascunzi? Gabi, 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 bă, dai plin, plin de români. Avem un power-up acolo. Cum ar fi să mor? Bun, avem power 4, let's go. O văzut, mă. No! M-a prins ulti! Bine, bravo, m-a prins bine. Locul 4, dar mai dau una și o să fie victorie cu Leon, fiți atenți. Deci acum dacă așa cum pierd, nu bă, eu trebuie să stau doar să iau power-up-uri, că se vede că oamenii încep să joace bine. Adică chiar am contra cui să joc aici. Și trebuie să joc mai defensiv puțin. Atâta tot. Nimic altceva. Am jucat-o foarte defensiv, sper că v-a plăcut. De unde să știu eu ce face campionul ăla de l-am văzut în viața mea, care nu-i campionii Brawler, da, dar o să le zic campioni. Doamne, iartă-mă. Eu nu știu să mă bat contra lui băiatul ăla. Cum se presupune că ar trebui să-l bat? Uite, pe ăsta-l cheamă 1, 2, 3, 4, 5. Ce tare. Ok. Am luat power-up-ul. Unde ce mai jos? Se ascunde, bă. Ia vezi-l pe al meu. Nu pot să cred! Deja încep să-mi bat joc. Ăsta chiar îl joc, def. Hai, mă. Lasă-mă încoace, că vine ăla, eu am power 2 și... Ok. Nu o să-l mai joc, def. Deci dacă ăsta mă bate ticu, am nebunit. Du-te-mă cu ticu tău de aici. Mă, că n-are cum să mă bat ăsta niciodată. Bun. Frumos. Ce-au fost meciurile anterioare? Doamne, cât de tryhard-uri. Dar îmi place că așa învăț. Bun, ticul ăsta clar n-avea șanse. Clar a fost o țintă ușoară. Mă duc să-mi iau un power-up de aici, dacă mai reușesc să-l și iau. După m-aș bate cu... cine e aici? Hai că dă bode rupe. Hai să te văd, bo. Oh, mă, my mind is clean. Mintea lui e clean, auzi. O, ce do? Ok. Ușcat-o bine. Dacă avea multe ei, ce bine era. Am multe acum. Bă, ce-o știu că intru pe el, nu, dar nu știu să dau ca lumea când intru cu ulti și se vede nivelul că știe să joace băiatul ăsta.
Însă nici eu nu mă dau bătut și suntem într-un nou match cu Leon. O să câștig, vă promit. Și în momentul în care învăț să dau ca lumea ulti și după să intru pe el și să-i prind toate hiturile, că ați văzut că mă apropii prea mult, cred că asta e problema. Bun. Deci ele merg... Stai un pic. Deci rechinii mei merg de sus în jos. Ok. Foarte important. Bun. Na. Au ăștia chef de scandal ai. No, no, no. Bă, ce mi-o dat? Ăștia pun taguri. Pe aici pot să pun și eu? Nu pot. Time to brawl. Ok, ok, ok. Om, frumos acolo. Frumos aici. Hai să-mi fac și eu ulti. Cu scopul ăsta dau. Ca de bătut. Mă, ăștia se ajută între ei. Fac echipă. Hai mă, Sictir. Uite pe ăștia, mă, fac echipă, mă. O, bă! Oricum mă bătea apare. Dar nu știu ce face Mohamed 04. De ce fac toți echipă? Wow, wow, wow. Toți făceau echipă. Erau trei în echipă. Care-i sensul? Bine, probabil dacă eu îi scădeam jumătate de viață lui unul, nu mai era echipa acolo. Da, na. Ai, bă, dar se vede, bă, deja nivelul. Câte trofee am pe Leon? Pro 300, 400, câte am? Față de un om care nu a mai jucat de mult. Se vede că deja începe ăștia să fie tryharderi. Hai mă, să te vedea, mai vii tu mult după mine? Hai, mai vii încă? Ești tu sigur? Ok, ne prind și el bine acolo. Dar ești tu sigur că încă vii după mine? Asta chiar mă bate, mă. Sau nu? Un fight pe cinste acolo. Na, eu nu știu ce face brawlerul ăsta. Și mai are și power 5. Mai are și 7000 viață. A, 7000, 10000, scuze. Eu am zis 7000 crezând că e mult, dar aparent 7000 are toată lumea. Va veni și Rosa din spate. Trebuie să învăț să prind cât mai bine hiturile. Asta e clar. Asta nu prea vrea să se bată el. Mă, ce mă știe el pe mine? Mă, trebuia să mă întorc pe el, dar erau prea mulți și încercam să scap. Hai să vedem un alt match aici. Am deja power 2. Cum mă, că unul e... A, e pe știa că ești aici, dar te lipești tu de mine, mă, ce cup, ce what? Hai să-l bag și eu pe ăsta aici. Salut, bossule. Bun, luăm power-up-ul lui imediat. Dar înainte, deblocăm și el așa cum să vine cineva să mi-l fure. Cum ar fi? Bun, și avem power 3. Mă, pe lângă faptul că joacă ei bine, am și avut ghinion. Adică în atâtea meciuri un win puteam să fac. Ce aveți un alt Leon? Hai mă să vedem care e un Leon mai bun. Ha. Opa. Se pare că nu o să aflăm niciodată. Opa. Avem un Mortis acolo care fuge de rupe. Aici e cineva? Nu pare. E Mortisul ăla, o să-mi fie greu să-l bat. Așa că nu mă chinui. Mă, feresc și eu de B puțin. Am ulti. Mamă, ce-aș intra pe B asta. N-am, mă, ce știu ea să fugă. Ok. Ai, 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 câtă viață mai are, mă, B. Bine, dar o bate asta acum, bravo mie, na. Păi și cum ar... Cum ar trebui să te bat eu pe tine, care ai 7000 de ultimate și sari și ai power 7. Da, oricum, locul 2 e bine, e bine. Da, mă, 286 de trofee, dar nu, că tot fac eu un win cu Leon. Deși iar m-am făcut în episodul anterior, am jucat, cred că, primul meci cu Leon și am câștigat, sau două. Dar uite-te și tu. Uite-te și tu. Ghinionul. Hai, mă.
Let's go. Am aici în dreapta. Îl iau direct. Bun. Am power 1. Pe Mortis ăsta o să-l sperii puțin. Hai că l-am speriat bine. Bine aici. Perfect. A meritat, puțin risky, dar a meritat într-un final. Coltul cu power 2. Hai aici, Coltule. Cine o fi sus? Shelly. Ok. Hai să te văd, Shelly-a noastră. M-aș băga pe Shelly. Nu o să vă mint. Bun. Sneaky time. Ai, că am dat. Am dat și eu dacă e. Ok. Am lovit-o mă pe aia. Cam greuț. Se battle acolo. Tocmai am ajutat-o pe Shelly. Îmi dă o ulti acum. Doamne, iartă-mă. Bă, nu știu ce-a făcut Eva Mia, dar cred că mi-a lăsat power-up-ul. Nu o să mă bat atunci. Bun. Ce-am făcut? M-am blocat. O să o las în pace. Dacă a fost de treabă cu mine. Am power 3 direct. Și nu fie aici, zici că e Lissine, uite-l. Aoleo, vezi că mai e cineva aici. No. Bă, dar când mi-o dat mă damage-ul ăla, ce-i chestia aia? Ce-i genii fărita? Ce brawler e ăla că nu înțeleg? Ideea e că Leon pentru mine nici nu mi se potrivește prea bine. Dar eu nu mă las până nu fac un win. Făceam până acum win cu Piper sau cu Frank sau orice. Bă, făceam la win-uri, derupeam. Dar nu, eu nu mă las. Cu Leon vreau win. Dacă m-am pus cu Leon, pe cu Leon fac. Ia vezi iară pe... Ce vrea mă ăsta, mă? Hai mă să te văd ea. Ok. De ce îmi dă el de la distanță, mă? Acum nu l-o... Bă, am... Doamne, am dat misclick. Uite, așa mi-am pierdut eu timpul. Deci asta clar nu trebuie să faci. Bun. Na, e fine. Ce-a fost asta? De unde să știu eu că el face chestia asta? Amintiți-mă să nu mai pun ambiția că trebuie neapărat să câștig cu un brawler, pentru că uite-te și tu, în continuu pierd cu Leon. Adică nu pierd, dar gen nu fac win. Asta, la asta mă refeream. Na, obțin locuri destul de bune, adică tot progresez în trofee. Eu vreau victoria aia nebună. Mă, lasă-ne. Aha. Ok. Mă, Jack-ule, lasă-ne. O, ce dobă. N-ai văzut așa ceva de la Jack al nostru. Oricum te bat. De ce bate chinui? Oricum te bat. Acum ai fugit, a? Oricum îți iei bătaie. Mă, dă-i o min. Opa. Se fuge. Na, ce fuge Jack de mine. Bravo. Ai vrut să te bați o oră cu mine și acum fuge. What? Ce se întâmplă? Mă, câtă viață mai are ăsta. A, bine. Da, cred că nu prea e bună. What? Bă! Power 8, ce să-i fac? Da, vezi, mă bat prea mult în early și în late. Din păcate se întâmplă asta, mai dăm unul. Ia vezi, Penita o cheamă Neluțu. Să-mi spuneți dacă am dat de voi prin meciuri.
Sigur aici mă bag cu cineva pentru cutiile astea. A, nu? Nice. N-am să mă plâng. Ok. Acum cred că din două speluri iau un power-up. Bă, ce se întâmplă, mă? Sunt free power-up-uri aici? Ok. Ce vrea, mă, David ăsta, mă? Deci nu pot să cred că tu mă bați! Bă, lasă-mă! Câtă viață ai, Davide! Voi realizați că eu nu închei până nu fac un win cu Leon, nu? Adică, aia, dacă așa a fost să fie... Nu știu, mă, Brawlerii, mă, nu știu că ăla are 10.000 viață și vine el după ce-i dau o groază de hituri și tot el mă bate pe mine. Că, adică, n-are sens. Bine, are sens, dar nu știu eu sensul. Bun. Ideea e că eu încă ratez hituri, aia e marea problemă. A, bun. Ce damage are și ăsta. Nu, n-are sens să mă bag cu ăsta, că se vede că joacă bine. Efectiv, nu are sens. Doar îmi pierd timpul. Uite aici de mine. Aici de mine, frățioru! Nu veni, mă, tu cu... Hai, cam... M-am încurcat pe aici. Mă bag în bușul ăsta dacă ajung, da. Și Frank e chiar în față. Nu? Unde-i, mă, Frank-ul? S-a dus mai în față de atât. Bun, ăsta va sări pe mine, fii atent. Ok. Îi dăm și la ăla hit. Hit! Hai, fac și un third party aici frumos. Un third party frumos. Mă, că mă bate și pe mine. Ce third party, mă? O venit ăsta și-a făcut third party pe mine. Bot 5 m-a bătut pe mine. Oricum e bine că fac episodul ăsta mult mai lung, pentru că experimentez. Chiar dacă nu câștig acum, câștig foarte multă experiență. Și vă dați seama, când intru pe brawlerii pe care am mai puține trofee, păi numai win-uri facem. Cum a fost în episodul anterior, de altfel. Bun, stai că vine bot după mine. Are el chef de scandal. Perfect. Hai să vedem unde mai pot lua și eu power-up-uri. Bun, deci de la stânga la dreapta cum ar veni. Hop, frumos aici. E, nu e atât de frumos că nu prea i-o lua din viață. Și ăsta poate să sară pe mine. No, efectiv, unii brawleri sunt mult mai OP. N-ai ce să le faci. Adică eu cu Leon mă fac invizibil, mersi. Alții dau o groază de damage cu ultima ta. No. What? Păi de unde să știu, mă, că se teleportează YouTube Mago 21? No, no, no. Deci, Leon e atât de useless. Totuși am făcut 303 trofee pe el, l-am dus în 300 de trofee. Bă, dar e atât de useless, dai numai cu chestiile astea. Tuc, tuc, tuc. Și ăștia se teleportează, îmi vin, îmi dau un drag. Na. Păi și, gen, dacă dau de un Shelly sau de un Bull sau orice alt brawler din ăsta care rupe norma din apropiere, sunt degeaba, vin degeaba invizibil la respectivul. Aici trebuie să iau foarte mult power-up. Asta e clar. Îmi trebuie power 5-6 să am un cuvânt de spus. Și early game. După, șpa-șpa. Bun. M-a bătut. Wow! Cu power 1, eu am power 3. Dar vezi, e mult mai ușor să nimerești cu Sandy. Adică cu Leon trebuie să dai hitul ăla ca lumea. N-are sens să mă mai bag cu Sandy, că are clar avantaj față de mine. Ăștia fac echipă. Tare. Tare rău de tot. Îmi place mult. Ce-mi plac echipele pe Brawl Stars. Pe solo. Mamă, ce-mi plac echipele. Cum le dau și eu report-ul ăștia? No, bine. No, bine, frumos. Ia vezi ce bine se vede, Leon. Ce se întâmplă? Da, am ajuns la concluzia, oricum am făcut 150 de trofee episodul ăsta. Am ajuns la concluzia că Leon ori nu-i potrivit pentru Dune Drift-ul ăsta de pe Solo Showdown. Hai că m-am dus. Ori nu-i potrivit pentru Dune Drift-ul ăsta, Dune Drift.
Dune Drift, ori nu știu, dar foarte greu să te bați contra brawlerilor care sunt pe acolo. Adică eu n-am range, trebuie să am un range, dar trebuie să nimerești greu. Bine, Sandy, aruncă numai, țâc, țâc, țâc. Da, bun. Ne vedem în episodul următor, like-ul blană, subscribe-ul blană, clonțul pe Lulia și aprecia enorm mult și bineînțeles, cel mai blană mărci îl găsiți pe noșivano.ro. M-am antrenat pe Brawl Stars și sunt pregătit pentru mai multe episoade, dacă este multe, multă susținere și de-abia aștept să filmez și episodul în care deblochez brawlerul Mythic Miko, dacă zic bine cumva, în 14 ore și 49 îl pot filma și vedem dacă apare azi sau probabil mâine, nu știu, vedem, vedem. Toate cele bune, o zi mirobolantă, șpa șpa, like-ul blană!